S-au bătut pentru șefia Agenției pentru Protecția Mediului Gorj Elisabeta Juveloiu, actualul director al instituției, și Radu Sokolovski, fostul director. Pe 1 martie 2011, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici a avut loc desfășurarea probei scrise la concursul despre care faceți vorbire. Am fost doi candidați, din păcate niciunul dintre noi nu ne-am încadrat în baremul de timp. Cei doi susțin că nu au obținut punctajul minim din cauza că nu au avut timp să rezolve subiectele. Am primit 4 subiecte pentru lucrarea scrisă, subiectele au fost extrem de vaste și timpul alocat a fost un timp insuficient. În continuare, procedura se va relua peste circa 2-3 luni de zile. Astfel, până la organizarea unui nou concurs, instituția va fi condusă în continuare de către Elisabeta Juveloiu.